Așa a cântat corul și cuvintele sunt adresate Domnului. Slavă ție, slavă ție, aleluia, aleluia. Și aleluia știți ce înseamnă? Te lăudăm, mărit și binecuvântat să fie Domnul. Așa scrie în Psalmul 29, Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Său. Și mai scrie ceva frumos în același psalm, versetul 9, în locașul lui totul strigă slavă, mărit să fie Domnul. Textul citit din Fapte, capitolul 4, începea cu cuvintele, mulțimea celor ce crezuseră. Și ne place să fim mulți, așa-i? Dar să ne placă și mai tare și să dorim să fim o inimă și un suflet, amin? Atâția numai o inimă, numai un suflet. Da, ca să fie mare. Niciunul nu zicea că averile sunt ale lui. Dragii mei, știți când e bine în adunare? Când e formată din membri nu eu, ci el. Știți că la noi pronumele eu, tu, el și la evrei citește la dreapta, la stânga. El, tu și apoi la urmă eu. Când în adunare e mult eu, e puțină slavă pentru Domnul. Când e mult el și este în toți cum vrem să fie în vecii vecilor, ce în 1 Corinteni 15, că Dumnezeu va fi totul în toți. O, frumos o să fie! Acolo nu o să mai fie nevoie să îndemnăm noi sufletele noastre molate și să dăm slavă Domnului. O să-i dăm slavă, dar să ne selim de acum ca să putem moșteni acele lucruri. Că scrie în Apocalipsa, cel ce va birui, va moșteni acele lucruri. Dragii mei, aș vrea să privim la inima noastră, să vedem cât este de goală de eu și cât suflet punem pentru Domnul și pentru alții, că-s două marș porunci care înalulează pe toate cele din Vechiul Testament, că le încorporează, ba încă trece peste. Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Nu degeaba Domnul când își chema ucenicii spunea, citesc Luca cu 9, cu 23, apoi a zis tuturor, dacă vrea cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Spuneam că în adunare e bine când el, nu eu. Și vă citesc și din învățătura apostolului Pavel ca să vedeți că în biserică lucrurile ar trebui să se petreacă, așa să gândească fiecare, nu în folosul lui, ci în folosul altora. Așa e gândită biserica. Citesc din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 24. Nimeni să nu-și caute folosul lui. Nimeni. Atunci nici pe bancă nu cauți tu un loc mai bun, nici vorbă. Nici să slujești, nu dorești tu să slujești înainte altora. Că scrie în continuare, fiecare să caute folosul altuia. Ce nevoie are altul? Și asta au înțeles cei de la Ierusalim, se gândeau la ceilalți, nimeni nu zicea, sunt ale mele. Și alții n-au sau au. Și în felul acesta scria în textul nostru și atât de frumos de-a Domnul să se întâmple așa, în versetul 35, că împărțeau după nevoie și în 34 scrie, nu era niciunul care să ducă lipsă. Când fiecare își reprezintă interesele lui, sunt lipsuri. Când ne gândim la alții, la frați, e așa de bine, Doamne, pune în noi spiritul ăsta. Dar când au ajuns ei așa? Scrie în versetele anterioare, versetul 31, după ce s-au rugat ei. Și poate uneori ne gândim, dar e prea multe rugăciune la Betel și marți rugăciune și vineri rugăciune și joi predici mai scurte cu rugăciune și duminică oră de rugăciune întreagă, ba mai facem și duminică seara mai mult. Pentru că vrem să moară eu și să trăiască el. Că eu e problematic.
El are 1600 de mofturi. Spune și în Filipeni, capitolul 2, citesc cuvintele Apostolului de la versetul 3. În smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Hai să gândim puțin. Surorilor, fraților de la cor, vă gândiți că fiecare de ceilalți cântă mai bine ca voi? Că fiecare celălalt dirijor e mai capabil ca mine? Că fiecare predicator e mai dăruit, mai hăruit de Dumnezeu decât mine? Și spune versetul următor, fiecare de voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora, în cale altora să fie cele din tâi. Amin? Copii, că eu se naște deodată cu voi și părinții atât de mult își doresc ca fiecare să dea celuilalt. Poate ați auzit întâmplarea ce vă spun acum pentru voi copii, o spun, mult special pentru băieți, că vouă vă plac mașinile, automatizările. Un om a parcat o mașină din aia puternică, nu știu eu ce model sunt alea, și lângă el un băiețel întâmplător în parcare. Și zice, scumpă mașina asta, sunteți bogat, atâția bani. Pe semne era deștept băiețelul. Și respectivul i-a răspuns cu sinceritate, nu sunt așa bogat, am un frate bogat și el mi-a dat. Și băiețelul zice, ei, la ce mă gândesc eu acum? Zice, desigur, te gândești, ai tu și un frate așa bogat să-ți facă și ție cadou, mașină sau ce vrei tu. Zice, nu, am un frate mai mic care e bolnăvior și nu poate să umble repede și ar vrea o mașinuță cu telecomandă, dar eu n-am bani să-i o cumpăr. Și zice omul care a povestit asta, băi, cum l-a dus mintea pe copilul ăsta să se gândească la altul să-l ajute, în loc să se gândească să-l ajute altul pe el? Oare e mai mic eu în cei mici? Se pare că pe măsură ce creștem, prinde volum și tovarășul eu și nu încap alții în noi. De-aia spune Pavel la Corinteni, alărgiți-vă puțin, Doamne, ajută! Foarte important asta. Să vezi nevoile altora. Hai să vă dau două exemple din Biblie. 1 Samuel 25, David cu partizanii săi nu mai aveau merinde pe acolo pe munți, că nu puteau coborâ între oameni, că erau vânați de Saul. Și s-au dus la Nabal să ceară o sponsorizare. Și acesta a zis, citesc versetul 10, cine este David, cine este fiul lui Isai? Versetul, să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei, bă, totul era lui, nu? Și n-a vrut să dea. Da, uitați-vă în cartea a doua împăraților. Am ajuns odată David, fugar, și scrie 2 Samuel 17, în fuga după răscoala lui Absalom. Și scrie de versetul 27, când a ajuns David la Mahanaim și enumeră câțiva evrei biri cu suflet mare, au adus 4 leghiene, vase, pământ, grâu, ors, făină, grâu, prăjit, boblite, uscături, miere, untoi și brânză de vacă. Au adus toate aceste lucruri la David și poporul care era cu el ca să mănânce, căci ziceau, ce ziceau? Ei, e fugărit, e împărat, dacă și-a pierdut tronul, e treaba lui, astea s-a noastră. Nu, așa ziceau. Poporul acesta trebuie să fie suferit de foame, de oboseală și de sete în pustie. Au văzut nevoia, nu au urmărit dacă e drept sau nu e drept. Asta e toată problema. O, să ne dea Domnul priceperea necesară. Și le spun ceva și la fetițe, că le-am spus ceva la băieți. O fetiță ducea în spate un băiețel și părea destul de mare. Cineva a întrebat-o, dar îl poți duce? Știți ce a răspuns? E frate meu. Ce denotă asta? Ce te poate face să vezi nevoile altora, nu pe ale tale? Cum îi zice la asta? Nu caută folosul său. Cine e asta? Dragostea nu caută folosul său. Dar de unde izvorăște dragostea? Să bem și noi apă mai des. Dragostea e de la Duhul Sfânt.
O, Doamne, lasă-l peste adunare. Amin. Și iară mai ajungem la aceeași idee că e nevoie să ne rugăm ca Domnul să toarne, atât în ce privește dăruirea, cât și în ce privește darurile, că scrie în 1 Corinteni, capitolul 12, vă citesc cuvintele Apostolului de la versetul 7, și fiecăruia să dară tarea Duhului spre folosul altora. Duhul Sfânt, fie darul, fie roade, toate le dă pentru alții. Atunci nu mai sunt reclamații nici în familie că te dăruiești, nici în adunare. Nu cauți argumente, când vrei să dai, găsești la cine, când vrei să nu dai, găsești motive. Asta e tot. Credeți că cei de la Ierusalim, cum se spunea, erau desăvârșiți? Dar când a fost starea asta, prezența Duhului Dumnezeu peste ei, n-au mai pus problema. Se iubeau cu adevărat. Doamne, lasă starea asta și la noi. Și mai este ceva. Eu cred că Duhul a realizat starea aceea. Noi ca oameni nu suntem în stare. Rețineți ideea asta. Când slujim în folosul altora, numai dragostea poate să o facă și asta vine numai de la Duhul Sfânt. Dar mai scrie în textul nostru ceva, apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului. Dar ce aveau de spus despre învierea Domnului? Și un mare har era peste tot. Eu cred că spuneau cum Domnul și-a dat viața pentru noi. Și spune Ioan, care a înțeles asta, citesc 1 Ioan, capitolul 3, versetul 16, știți că Ioan 3 cu 16, unde spune că El s-a dat pentru noi, și 1 Ioan 3 cu 16, unde scrie, noi să ne dăm pentru frați. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi și noi, deci, trebuie să ne dăm viața, Doamne, pentru frați. Apoi, până să-ți dai viața, trebuie să-ți dai întâi averea, viața e la urmă. Să faci ceva pentru frați, să vezi și acum cum suntem noi și construcția și familii. Când ajungem în starea asta, nu-ți permiți să vorbești pe cineva de rău, dacă ți-e drag, nu suferi să vorbească altul de rău. Faci ce știi și te dăruiești. Dar asta numai după ce ai învățat ce a făcut Domnul pentru noi. S-a dat pe sine însuși pentru noi, mărit să-i fie numele. Da. Scrie în continuare, dar cine are bogății lumea acesteia și vede pe fratele său în nevoie, și așa gândeau ucenici, păi Domnul și-a dat viața pentru noi, noi nu trebuie să le dăm viața pentru așa, dar trebuie să le dăm ce avem. E frumos asta. Copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Spuneți pe Domnul Iisus Hristos, citesc Matei capitolul 20, versetul 28, El nu a venit ca să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Doamne, îți mulțumim că așa ai făcut. Eu așa cred, niciodată nu mi-a venit ideea asta până în seara asta, că ucenicii când au vândut ce aveau, știți de ce au vândut? Au vândut că aveau dragoste, da, ce v-am spus până acum. Au vândut văzând că Domnul și-a dat viața și ei au socotit să dea măcar ce au. Dar cine dintre dumneavoastră amintește, că v-am zis, eu nu m-am amintit numai în seara asta, că ce-au făcut ei, scrie aici în versetul 34, toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, n-au făcut altceva decât să împlinească un cuvântul Domnului care a zis, nu vă spun unde, temă pentru acasă. Să vindem ca să facem milostenie. Auzi, când nu mai ai ce să dai de la tine, trebuie să vinzi ceva din ce ai. S-ar putea să avem lucruri de prisos. Tânărul bogat, când a auzit mesajul să vândă și să dea la alții, s-a șocat. Dar uite că alții au primit ideea asta. Au primit predica. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Sau poate trebuie să dăm o mașină sau ceva din ce avem. Dar asta nu cu silă, ci de bucurie, că pe cel ce dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Dacă să ajungi la starea asta, trebuie să moară eu. Scrie în 2 Corinteni, capitolul 8, despre scumpii noștri macedonieni, așa s-a primit pocăința întâi în Europa. A fost pocăiți primii frații noștri din Balcani. 2 Corinteni, capitolul 8, versetul
5 și-au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă. Deci când te dai întâi Domnului și îl iubești, apoi te dai și la frați. Și faci tot ce poți pentru ei, că ai face mai mult, zice Pavel, către aceiași macedonieni, Filipeni, capitolul 4. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul, auzi. Tot își băteau ăștia capul ce să vândă, dar ăștia nici să vândă nu mai aveau. Era sărăcie luce. La Ierusalim au vândut și s-au descurcat. Câtă dragoste, Doamne, fă la Betel să curgă asta. Atunci, după aceea, cu siguranță, tot în folosul altora vor curge și lucrările Domnului. Și închei cu poezia de care tot se zicea. De vreo 20 de ori scriem psalm, ai milă de mine, și au frații ortodoxi rugăciunea, miluiește-mă Dumnezeule. Care dintre noi, când avem vreun necaz, nu rugăm pe Dumnezeu să aibă milă de noi? Dar sunt unele locuri, pasaje în Biblie, ce unde scrie, Doamne, ai milă de noi? Că să aibă Domnul milă de mine, ridic amândouă mânuțele în sus. Dar pentru alții, așa, măcar cât un dege, și de Ionel, și de Ana, stai că nu ne ajung degele cât sunt, mai cu seamă la noi, să aibă Domnul milă de ei. Poate nu neapărat avere trebuie să vinzi, deși aici mai trebuie să facem niște investiții. Dar poate din timpul tău, din inima ta, pentru frați, niciunul să nu zică, hai să parafrazez, sănătatea mea este bună, casa mea nu are probleme majore. Dar vezi că altul are, și atunci ce faci? Vinzi ceva din timpul tău? Din rugăciunea ta pentru tine și te sacrifici pentru asta. Și exact asta spune poezia, fiecare strofă începe cu ai milă. Și să țineți minte cam de cine trebuie să avem milă și cuvântul ai milă înseamnă rugăciune. Adică pentru cine să ne rugăm în rugăciunile noastre. Ai milă tu al bucuriei, izvor etern și nesecat, nu îngădui să plângă nimeni prea mult și prea îndurerat, că de unde ies prea multe lacrimi, rămâne sufletul uscat. Ai milă tu cel ce te înconjuri cu cor și armonii în cer, de aceea ce cântări de jale ți-au scos din inimile lor, că adesea în sufletele acestea ar răni închise până mor. Ai milă tu dăruitorul, a tot belșugul, nu uita, pe acel ce afară de iubire nimic n-aduce în fața ta, că numai tu știi ce mult sufăr cei ce iubesc, dar n-au ce da. Ai milă tu răsplătitorul, cel drept și binecuvântat, și nu-l uita pe lucrătorul care a muncit și n-a luat. Fă-i parte când s-or strânge snopii și celui care a semănat. Ai milă tu, prețuitorul, a tot ce-ai câștigat cu plâns, păstrează între-ai tăi iubirea ca focul sfânt în veci nestins. Nu îngădui pe cel ce strică ce-a fost cu atâta jertfă strâns. Ai milă tu, împărțitorul, înfricoșatelor sentinți, de cei ce moștenesc păcate și blesteme de la părinți, că nu-s pe lume mai amare, mai lungi și grele suferinți. Ai milă tu, arată-ți calea la cei ce o vor, dar nu ți-o știu, că nu e suflet mai pustiu ca cel ce l-a înșelat credința, dar vede aceasta prea târziu. Amin. Eu am zis amin că atât a compus Dors, dar rugăciunile noastre pot să fie mai lungi, să ne fie milă și de alții. Și închei cu un cuvânt spus de Domnul, scrie undeva, știți dumneavoastră unde? Fiți dar milostivi, după cum Tatăl vostru este milostiv, să dăm din ce avem și dacă nu să mai vindem, dar tot să dăm. Că așa a făcut Domnul și așa ne vrea pe noi și așa e în adunarea, fără eu, ci cu El, Doamne ajută, amin.